Salut și bine ai venit sau revin la fabrica de bani. Azi e o zi importantă pentru fabrică pentru că am reușit să mai atingem un obiectiv, un obiectiv destul de important pe care inițial estimam că îl voi atinge în 6 luni. Nu l-am atins în 6 luni de zile, l-am atins în 8 luni. Știam oarecum de zile trecute pentru că semnasem deja contractul și erau lucruri în derulare că se va întâmpla chestia asta, însă astăzi efectiv au intrat și banii și atunci am actualizat tabelul meu, dashboard-ul meu în care mă uit la investiții. Și am zis să vă prezint și vouă toată chestia asta ca să vedeți ce s-a întâmplat. Înainte de a continua, am să te rog să dai un subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Undeva în partea din dreapta pe ecran ai un buton de subscribe. Lângă el ai și un clopoțel pe care dacă vei bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Iar la final de episod, dacă îți va place sau dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai și un like la acest episod. Bun, ne reîntoarcem la treaba cu fabrica de bani. Și după cum vedeți și vă las și mare pe ecran așa ca să vadă cât mai bine, suntem cu totul pe verde. Eram deja de vineri pe verde pe partea de bursă pentru că au crescut un pic acțiunile și s-a schimbat randamentul și eram la undeva la 2,7%, 2,9%, parcă între timp s-a făcut 1,95%, a mai scăzut, ele fluctuează, nu e niciun fel de problemă. Și al doilea lucru important este exact veniturile din blog și vlog, care au depășit investițiile, ca să zic așa. Deci este un moment foarte important din punctul meu de vedere. Mi-l planificasem că voi ajunge la el în 6 luni de zile. Nu s-a întâmplat în 6 luni de zile, dar cumva chestia asta demonstrează foarte, foarte clar că se pot face venituri din blog, se pot face venituri din vlog. Momentan, deși sunt și blogul și vlogul fabricii de bani împreună, sunt doar din vlog venituri respective, pentru că din vlog n-am monetizat nimic, n-am făcut nimic, ca momentan probabil o să mai dureze până o să vină și niște venituri din partea de vlogging, adică din partea de YouTube, dar partea de blog a mers foarte bine, demonstrează încă o dată că se pot face bani din blog, nu foarte mulți, probabil nu ca să trăiești din asta, nu știu, sau poate că poți să trăiești din asta, depinde de blog, de cât de mult te implici în el și mai departe. Dar pot veni niște venituri, niște venituri semi-active sau semi-pasive, depinde cum vreți să le numiți. Le numesc semi-pasive pentru că nu muncesc mai mult de o oră pe zi la blog, da? Și uite că rezultatele s-au văzut. Și cred că dacă munceam o oră pe zi la blog, rezultatele erau și mai bune în momentul de față, dar în timpul meu este destul de limitat și cumva am muncit, să zicem, din la 2-3 zile când am făcut un video, pot să zic că muncesc o oră pe zi la partea de vlog, dar la partea de blog efortul a fost mult mai mic, din păcate. Trebuie să reușesc să aloc mai mult timp și să-l cresc. Bun, deci cam asta este vestea zilei de astăzi. Bineînțeles că la momentul ăsta voi pregăti și noi surprize. Am niște idei în cap și le aveam de multe vreme, dar așteptam momentul ăsta. Nu o să le anunț astăzi, dar urmează să le anunț în curând. Partea de trading, partea de investiții la bursă, se văd și ele aici, sunt foarte clare. 12.234, 12.234, 1,95, 2% rotund, să zicem, randamentul în momentul de față. Mai e până la final de an, se mai pot întâmpla multe și bune și rele. Poate să ducă bursa în jos și să ies pe pierdere, poate să ducă în sus și să ies foarte bine pe câștig. Vom vedea. Au trecut 6 luni de zile. Mai sunt, dacă mă uit în calendar un pic, nu știu dacă aveți voi pe ecran. Hai să vă și put pe ecran. Da, suntem mâine final de lună. Deci au trecut 6 luni de zile. După 6 luni de zile avem un randament de 2%. Presupunem că dacă vei menține ritmul ăsta constant, vom avea un randament de 4% la final de an. Asta ar fi o predicție care nu este o predicție nici pesimistă, nici optimistă. Este bazată pe istoric. Așa. Acum suntem într-o situație în care nu se știe cu pandemia ce se mai întâmplă, dacă revine în toamnă al patrulea val, nu revine, și atunci situația e destul de dificilă. Cred că în condiții normale lucrurile ar fi stat mult, mult mai bine. Nu știu dacă pe bursă, dar pe partea de blog ar fi stat mult mai bine dacă n-ar fi fost toată treaba asta cu pandemia. E o perioadă destul de dificilă, eu văd asta pentru că am mai multe bloguri și văd la nivel mai mare ce se întâmplă cu piața de publicitate din România și cu piața de advertising, de advertoriale, destul de moartă, ca să zic așa, în momentul de față, dar poate încet, încet, din toamnă, lucrurile se vor mai reveni și vom intra pe un făcaj normal. Bun, pregătim niște concursuri la blog, da, la fabrica de bani. Încă nu le-am foarte bine definite în capul meu, știu că vreau ce vreau să fac,
dar și știu deja cu ce va fi primul concurs, dar mai vreau să fac niște mici condiții și nu sunt sigur că condițiile respective sunt ceea ce vreau eu să fac sau că sunt ceea ce trebuie. Așa, ce să vă mai zic, țineți aproape față de acest proiect, dacă vă place și o altă surpriză pe care vreau să o... De fapt, nu vă zic acum, vă zic în curent. Mai lucrez la ceva în afară de treaba aia cu NFT-urile, da? Așa, și sper ca în curând să mai am niște vești bune, zic eu. La final de clip, dai un like dacă ți-a plăcut. M-ar bucura să văd cât mai multe like-uri și de asemenea ai zona de comentarii unde poți pune întrebări, poți lăsa comentarii, chiar și hate dacă asta te pasionează, dar prefer în principiu să văd întrebări cât mai punctuale și la care să poți răspunde astfel încât să te ajut să înțelegi unele lucruri, să te dezvolți și de ce nu să câștigi cât mai mulți bani, pentru că ăsta e scopul fiecăruia dintre noi atunci când vorbim despre investiții și despre venituri pasive. Mulțumesc că m-ai urmărit până aici și ne reauzim în curând cu un nou clip.